Duminica Florilor a început cum nu se poate mai rău pentru 12 botoșeneni care locuiesc în Parcul Tineretului. Era aproape de ora 6:30 când un locatar a văzut cum un individ cu glugă pe cap începe să tragă cu putere de oglinzile mașinilor. Cel care a început să distrugă mașinile venea dinspre ghetouri, iar când bărbatul a strigat la el, a rupt-o la fugă, nu înainte de a zgâria cu un cui unul dintre autoturisme. Din Valea lua, da. Păi dar la mine la urmă. Înainte de a veni eu acasă. Dar ce să mai faci oglinda asta? Coci! Nu mai pune la loc, îi lasă. Scoi, dar ce să-i fac? Trebuie să mă duc eu, trebuie să lasă acum, ole. Un alt botoșenean spune că a fost anunțat de unul dintre vecini că mașina i-a fost vandalizată. A rupt, ce să fac? A vandalizat-o. Când ați văzut? Azi dimineață când ați văzut? De cine au văzut? Și v-au anunțat, nu? Am fost primul. Da, cu asta, cu 11, 12. 11 mașini. 11 și cu aia 12. Celălalt roșu, da. Le-a luat pe toate la rând, nu? Toate la rând. Indignați, botoșenenii păgubiți au sunat la 112. În câteva minute au ajuns un echipaj format dintr-un jandarm și un polițist. 12, 2, 3, 12, 6, 4, 5. Dar ce le-a făcut la mașini? Ce a distrus? Oglinzele. Polițiștii nu au reușit încă să dea de cel care a vandalizat mașinile și să-l tragă la răspundere. Oamenii legii cercetează acest caz și îl caută acum pe individ.